de 4 luni de zile lucrăm la foc continuu pentru a recupera tot ceea ce s-a pierdut în anul 2016. S-a realizat închiderea exercițiului multianual financiar 2007-2013 cu o absorpție de aproape 90%, ceea ce înseamnă că România a lucrat în această perioadă. Acum, pe data de 28 aprilie, am transmis către autoritatea de audit din România toate procedurile necesare pentru acreditarea autorităților de management. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că imediat după acreditare, România va putea să transmită către Comisia Europeană declarații de cheltuieli în valoare totală de aproape 800 de milioane de euro, care să se și ramburseze. Desigur că nu am stat numai pe aceste lucruri, se lucrează în paralel pe procedurile de simplificare și imediat după acreditare vom intra în dezbatere publică pe simplificare, pentru că fondurile europene trebuie să fie prietenoase cu potențialii beneficiari, cu beneficiarii, ca și atitudinea celor care lucrează în cadrul autorităților de management, care trebuie să fie partener cu beneficiarii. În tot acest timp s-au încheiat contracte cu beneficiarii de 2,4 miliarde de euro, care sunt în implementare. Deja am plătit de la buget 400 de milioane de euro și urmează în continuare pe parcursul implementării să facem acest lucru. Am înțeles. Doamnă ministru, totuși explicați-ne cum s-a ajuns în această situație la acel blocaj de 800 de milioane de euro. Din ce cauză? Nu este un blocaj de 800 de milioane de euro, este o imposibilitate de transmitere a declarațiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în vederea rambursării, deoarece anul trecut nu s-a făcut absolut nimic pe procedurile privind acreditarea autorităților de management. Absolut nimic. A trebuit din ianuarie, de când am venit la guvernare, să lucrăm cu toate echipele în așa fel încât să fim capabili ca în aprilie să trimitem procedurile pentru acreditarea autorităților de management pe fiecare program, care înseamnă o alocare pentru România gestionată prin aceste programe de 23 de miliarde de euro. Deci, repet, nimic nu s-a făcut anul trecut. Era suficient timp în 2016 să se încheie aceste proceduri și să se transmită către autoritatea de audit în vederea desemnării.